Silviu, prin prezența la Euro 2016, ai devenit unul dintre puținii fotbaliști care se pot mândri cu faptul că au călcat pe urmele taților la acest nivel. Tatăl tău a participat la Euro 1984. Cum te face să te simți? Este o senzație foarte plăcută. Trăiesc acum un sentiment de liniște, un sentiment de împlinire și mă bucur de tot ceea ce se întâmplă în jurul meu. Ți s-a întâmplat să visezi vreun meci de la Euro 2016 a României? Adică să visezi cum se va desfășura sau cum se va încheia? Nu. De obicei nu am vise despre fotbal. Știu că îți plac foarte mult simulatoarele de fotbal. Ai încercat vreodată să învingi Franța cu România pe consolă și cum s-a terminat meciul? Da, normal. Chiar luna trecută am jucat un astfel de meci. Eu împotriva unui prieten, el juca cu Franța și în meci s-a terminat egal, 1-1. Ar fi bun rezultatul ăsta și la Euro? Eu cred că da. La Euro vor fi poate cei mai buni portari din lume la această oră. Lloris, Hart, Neuer, De Gea, Courtois. Care stil de portar îți place cel mai mult și de ce? Cred că fiecare portar are stilul lui. Îmi plac toți portarii, îmi plac calitățile pe care le au absolut toți portarii și îmi plac foarte mult și portarii care sunt la noi în loc, în special tată și Fane Pantilimon. Un copil român de 7-8 ani așteaptă în fața televizorului să vadă pentru prima oară România la un turneu final, Euro 2016. Și te întreabă, Silviu, cum este echipa noastră? Ce îi răspunde în doar 2-3 cuvinte? Cum ai descrie echipa noastră pentru un puș de 7-8 ani care vede prima oară România la un turneu final? Entuziastă, organizată și bună. Și încă un exercițiu. Care ar fi titlul poveștii despre participarea ta la Euro 2016 pe care îi spune-o peste ani copilului tău? O experiență interesantă. La nivel de club, traiectoria performanțelor tale este ascendentă. Întâi Cupa României, apoi Supercupa României, acum titlul de campion. Care e cea mai mare provocare în acest moment pentru cariera ta? Probabil că câștigarea într-un an a campionatului, dar și a cupei. În 2010, într-un interviu, tatăl tău, Silviu, povestea un episod care l-a marcat și l-a format ca om. E legat de cum a ajuns la Universitatea Craiova și cum bunicul tău, Fierar, tot Silviu, a refuzat o ofertă ulterioară de la Poli Timișoara, spunând, domnule, banii îmi trebuie. E o sumă foarte frumoasă pentru noi. Dar eu am semnat pentru Craiova și mi-am dat cuvântul de onoare. Nu pot să accept pentru toți banii din lume. Sincer, cât înseamnă banii pentru tine, Silviu, numărul 3 din familie? Ok, banii sunt importanți în viață, dar nu sunt totul. Prefer... Eu pun mai mare preț pe amintiri, pe toate amintirile frumoase care o să-mi rămână după ce o să-mi încheie activitatea de fotbalist.